Nicu, vă salută din nou. Am revenit azi cu un scurt update, după fix o săptămână de când am făcut acea operațiune, da? Mai exact atunci când am scurtat vârfurile afectate. La această filmare o să folosesc din nou la Valera pentru că bate foarte tare vântul. Prima oară o să mergem pe rândul ăsta cu Golden Delicios. Deci într-o săptămână au crescut lăstare, unii vreau să vă spun că am și ruleta, eu am măsurat puțin mai devreme. Unii au chiar 22 de centimetri, vă dați seama într-o săptămână. Ce frumos a evoluat pomișorii, din ce motiv? Bineînțeles că este vară, da? Încă este cald, pământ. Și uitați, o să începem cu acest pomișor, da? Am tăiat de aici, lăstarul are undeva la 5 cm. Aici, uitați, da? Se observă tăietura, să focalizez. În partea asta, de aici, a pornit o nouă creștere, da? Ăsta are undeva la 10 cm. Mai departe, la următorul pomișor. Ăsta au crescut foarte frumos lăstare. Ăsta are undeva la 15 cm. Se poate observa, da, tăietura, unde am făcut-o și din acest punct a generat o nouă creștere. Se poate observa, da? Aici la fel, da? A generat o nouă creștere. Ce frumos e verdele ăsta, ca și primăvara. Verdele ăsta virgin, verdele ăsta pur. E o frumusețe, dar e comparație mare, pentru că este verde mai deschis, mai fraged, în comparație cu frunzulițele mai vechi. Da, ce frumos s-au dezvoltat. Vreau să vă spun că a trecut o săptămână, două săptămâni aproape au trecut, de când nu am mai avut probleme cu, de când am făcut gardul. Și acest merișor pricăjit, ăsta este singurul pricăjit. Și ăsta. Au crescut foarte puțină lăstare. Da, uitați aici, deci într-o săptămână, da? Se observă tăietura și din acest loc a generat o nouă creștere undeva la 20 de centimetri, vă dați seama? Trebuie să mai aud pomișorii pentru că i-am udat la începutul săptămânii, dar bate foarte tare vântul, se mai evaporă apa și tot așa, oricum este umiditate, chiar dacă pământul este crepat. După cum se poate observa, nici bine nu am terminat de frezat cu motosapa și din nou au crescut bălăriile. Nu o să mai le las așa mari, pentru că, vă dați seama, se încurcă acolo de freze, de cuțite, dar când o să am timp, o să bat din nou. Peste o săptămână, uitați și la acest măr, chiar dacă pe porțiunea unei rămurele nu au crescut frunzele, la unele vreau să vă spun că sunt frunzulițele, deja și-au făcut prezența, uitați și la acesta, da? Am tăiat din acest punct. Și uitați, aproape 10 cm au crescut lăstare tineri, fragezi. Asta la fel, se poate observa, da? Destul de clar. Mai departe, după care o să venim pe rândul ăla de bod de iepure. Au generat noi creșteri. Asta mă bucură foarte, foarte mult. V-am spus motivul, da? Încă este cald afară, solul este ok, vă dați seama, dacă nu era cald, nici pământul, nici aerul, uite așa aici, da? Focalizez punctul unde am tăiat și uitați, a generat o nouă creștere. Deci într-o săptămână, vă dați seama. Unii s-au dezvoltat mai bine, unii mai puțin, dar important că a mers treaba. La următorul. La asta i-a mâncat aproape toate frunzele. Da, așa cum v-am spus în clipul anterior, au căzut, ele se usucă, da, și cad. Nu mai este nevoie să le dăm noi jos. Și uitați aici, o frunzuliță nouă și-a făcut prezența. Sper să mai crească pe toată porțiunea asta, până la toamnă, așa aici, da? Da, de unde am tăiat, au crescut la stare tineri. Imediat se deosebesc, da? Pentru că frunza este mult mai deschisă, culoarea e mult mai vie. Uite așa aici. Punctul de unde am tăiat și ăsta are undeva la 20 de centimetri. Uite să atâmpi să văd dacă pot să fac o mână, operațiunea asta. Am adus ruleta pentru că vreau să vă convingeți. Eu am făcut asta mai puțin mai devreme. Deci unii lăsaruri au ajuns chiar și la aproape de 25 de centimetri. Mai greu cu o mână. Uitați, da?
de unde am tăiat. Stați un pic că trebuie să desfac mai mult ruleta. Deci de unde am tăiat, se poate observa, acest lăsar are aproape 23 de centimetri, da? Mă focalizează. Deci aproape 23, da? Poate un pic mai în spate. Deci sunt lăstari care au crescut foarte frumos într-o săptămână. Da? Și aici se poate observa. Vă dați seama, dacă nu aveam probleme cu aceste două animale, pomișorii arătau foarte ok, dar asta e, se întâmplă când nu ai protecție, nu ai gard înalt, așa cum trebuie, se întâmplă. Uitați, da? Lăstăreii. Uitați, de exemplu, acesta, lăsarea a crescut foarte, foarte mult. Asta mai puțin, dar ăștia doi. Da, au crescut foarte, foarte mult, undeva la 15 cm. Partea asta se cicatrizează, exact cum v-am spus în clipul anterior. Se cicatrizează. Nu este neapărat nevoie să dați cu mastic, cu pric. Și până la toamnă, această creștere, da? Se va lemnifica și bineînțeles că totul va fi ok. O să fie, lemnul o să reziste mai, și mai bine peste iarnă, peste ger. După cum se poate observa, nu mai am probleme cu afidele, deci nu mai sunt afide. Am aplicat acel tratament, după cum a zis în acel clip, și de atunci probleme zero. V-am spus, chiar dacă s-a evaporat apa pe la sfârșitul săptămânii, că de două ori pe săptămână ud pomișorii, uitați aici, da? Punctul de unde am tăiat a generat o nouă creștere, foarte fragedă, dar e bine că au crescut lăstari. Pe asta nu prea l-a afectat, da? Și exact cum vă spuneam mai devreme, chiar dacă apa s-a mai evaporat, umiditatea există la rădăcină. Uitați, da? Pământul este umed, dar așa este el, crăpat, așa pare la prima vedere. De fapt este crăpat, da? Se observă foarte bine și pe cameră, dar e ud suficient și pământul este întotdeauna umed. Mai ales la pomișorii tineri e bine să udați foarte mult în primul an de la plantare, după care rădăcinile se acomodează în pământ, da? Își caută locul și evident că își extragă necesarul de apă și vitaminele, da, și hrana. Ok, cam atât și cu acest clip. Am vrut să vă țin neapărat la curent cu evoluția pomișorilor. V-am spus că o să mai fac vreo două clipuri până la toamnă și la toamnă, bineînțeles, când o să intre pomișorul în repaus vegetativ și atunci o să vă arăt concret cât au crescut lăstarii și cum o să mai protejez peste iarnă, da? Bineînțeles, o să le aplic din nou acea protecție împotriva iepurașilor. Sper să nu am probleme, dar e bine, da? E bine pentru că acum am învățat lecția. Am simțit pe pielea mea ce înseamnă să-ți afecteze un pomișor. Până data viitoare vă doresc multă, multă sănătate, spor la treburi, recolte cât mai bogate și numai bine!